O echipă a Uniunii Social Liberale, în frunte cu președintele Consiliului Județean Constantin Niculescu, s-a deplasat aseară în Comuna Boteni pentru a-și prezenta candidatul la funcția de primar. Cel vizat este nimeni altul decât actualul primar, Vasile Leu, care se pare că are toate șansele să-și prelungească mandatul. Ceea ce vreau să vă rog este să înțelegem că trebuie continuarea acestor lucruri care le-ați început să fie terminate. Ca să fie terminate, trebuie să continue domnul primar Leu să-și continue activitatea. Sper să fiți de acord să-l propunem din nou candidat pentru USL la funcția de primar. Sunteți de acord? Da. Oamenii mă iubesc pentru că le-am făcut ceea ce le trebuia lor utilități în Comuna Boteni. O să le fac în continuare și le vorbesc frumos la oameni, le ajut la greutățile care le au în comună. Tot ceea ce are nevoie vine la mine și cel puțin cu cuvânt, dacă îi ajut și toți să mulțumiți. Două evenimente foarte importante în economia PSD-ului și USR-ului. La Vulturești s-a stabilit candidatul în persoana domnului Stanciu, iar la Boteni s-a stabilit în persoana dânsului. Este primar cu experiență, nu ne facem probleme la Boteni. Ca un bun gospodar, edilul Comunei Boteni a știut să-și administreze bine localitatea și nu se teme de niciunul dintre adversarii pe care îi va avea în bătălia electorală. Nu am teamă, pentru că știu ce am lucrat și știu cu cine am lucrat și știu ce le-am făcut la oameni, adică ce investiții am făcut și cum să-mi fie teamă. N-am de ce să-mi fie teamă. Edilul a primit încurajări și de la colegul de breaslă Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni. Ambilor candidați și ambelor organizații le urăm succes și noi de la Mioveni suntem alături de dumneavoastră.